Inițiator primarul comun, cu trei. De hotărâri, de privire la aprobarea planurilor creat de interes local de anul 2020, între valoarea orelor de muncă prestate lunar de către persoane majore, acte de muncă din familie, beneficiază de ajutor social, acordat în bază legii 46-2019, venit în minim garantat, modificate și completate, cu primarul comun. Cu pasul. Proiect de hotărâri, privind desemnarea consiliilor locale, în cadrul Consiliului Local al Comunei, care vor face parte din propunerea de evaluare, informațiilor profesionale individuale pentru anul 2021, care este datul din aia de acest de locuințe, de primar. Proiect de hotărâre, prin acordul de principiu, în vederea cofinanțării obiectivului investiție, extindere de cutia energiei electrice, rugatea de ciuca în strada Corășin, cum la Suciun, județul Bacău, inițiator primarul Suciun, cu 6 proiecte, hotărâre privind acordul în vederea cofinanțării obiectiv de investiție, extindere de cutia energiei electrice, localitatea Gheorghe Doșa, strada cu Poștei, cum la Suciun, județul Bacău, inițiator primarul, punctul 7 proiecte, hotărâre privind acordul de cutie, în vederea cofinanțării obiectivului de investiție, extindere de cutia energiei electrice, localitatea Fugăr Căciun, Cătun, Dungăvien, strada George Coșbuc, Comuna Căciun, județul Bacău, inițiator primar. Punctul 8, proiecte, hotărâre privind aprobarea planului local de acțiune privind incluziunea cetățenilor române, vaccinând minorității române pentru anul 2022, inițiator primar. Proiect 9, proiect de hotărâre privind vizarea prin licitație publică a unui lot de teren suprafață de 848 metri pătrați, aparținând domeniului privat al Comunei Răcăciun, chiar în Brândieni. Dacă îmi permiteți, de la punctele 8 până la punctele 16, sunt aceleași proiecte de hotărâre, doar cu suprafețe diferite. Citesc numai suprafețe. De acord. Nu, ne-am văzut cu toți. Ultimul 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării concordului de voință al părților a contractului de asociere participațiune, numărul 3578 din 25-7-2003, chiar să se credeți de mine că se tot primar. Nu mai departe. Se puneți la vot, vă rog. Aprobarea procesului general, spune la vot. Cine este centrul? Potrivă? Dacă să fim invitați să revinăm detalii în ședința este deschisă și ce invitații aveau, să nu se prezinte, vă rog. Invitați. Bună ziua, invitaților și... Vă spuneți numele fiecare. Deci, domnul... Avem pe domnul Busuioc, Vasile Busuioc, Alexandru și mai este cineva? Da, Invitații sunt pentru punctul 17, cumva că nu. Rugămintea noastră, dacă îmi permiteți, doamna secretar, da, rugăminte, după ce o să citiți procesul de bani la ședinții trecute, da, pentru că domnul Inchim mai are și altele de făcut, aș vrea să discutăm prima dată de punctul 17. Ca dumneavoastră, după aia se poate treca. Da, ce am zis, domnul Varietul, prima dată, vedem și problema. O mică mare problemă aș avea. Am mers pe mâna domnului primar de la Cluza. Am avut de făcut intabularea terenurilor parohiale din Sucea. Așa, dați-mi voie să vă spun despre ce e vorba. Aici e încă o mână reală. Domnul președinte, vă rog. Aici e încă o mână reală care... Exact. Auzi, 6 termini un pic. Nu știu. Domnul Vădărău. Așa. Domnul Vădărău. Dați-o pic, dar... Dar cine titulare? Iar mă atacă pe mine? Domnule, v-am dat facturi? V-am făcut lucrări? Stați un pic, stați un pic. Dar spuneți-o dacă cine v-am dat, părinte. Ce legătură are pe ordinea de zi? Mi-ați mai pregătit o chestie. Deci, haideți să vă spun eu.
secundă. Stați de la. Domn președinte, luați ședința. Băi, dar nu mai tot interveniți. Dar nu, dar nu, aici e pregătit, domnul Teanu, ascultați-mă o leacă. Spuneți, domnul Teanu. Am rugămintea acord la colegii mei și domnului președinte să-mi permite să merg la școala generală corect. 1. Mergeți. Țin orele de matematică, medical, cu de COVID. Documentele. Acum eu am plecat din oră ca să ajung la dumneavoastră. Domnule președinte, vă rog frumos să lăsați pe domnul profesor să ne spună votul, formul pentru... Deci am studiat toate documentele primite de la ordinea de zi. Îmi dau acceptul favorabil pentru toate punctele înscrise adică la ordinea de zi, pentru. Numai pentru cele înscrise la ordinea de zi. Da. Numai pentru acele hotărâri înscrise în ordinea de zi îmi dau acceptul favorabil. Ce se va discuta în afara ordinei de zi nu mă privește ca persoană. Dacă sunteți de acord, domnilor colegi, vă mulțumesc. Mulțumim. Părinte, aveți cuvântul. Numai un pic, domnul președinte. Haideți să luăm punctual. E pe ordinea de zi ceea ce părintele spune că nu vă dă. Are o problemă și vrea să pleci. Nu că vă stai la persoană. Haideți să luăm punctual. Punctual, punctual. Ordinea de zi ce trebuie. Ce trebuie să spun? Hai să începem să intrăm în ordinea de zi. Vă rog frumos. Haideți, vă rog frumos să intrăm în ordinea de zi. Părinte, spune ce aveți. Spus și după aia continuăm. De ce să... Domnule, e ordinea de zi. Dar ce e aici, domnul președinte? Domnul președinte, nu poți da afară, domnul, dar de ce? Că mi-ați mai pregătit tot emigrare politică. Vă mai intrați că nu făcut lucrurile dumneavoastră, intrați într-un joc în care nu e cază. Numai un pic, domnul vă rog. Haideți să intrați, vă rog frumos, intrați în ordinea. În afară de atacul la persoană, nu mai știți să faceți ceva? Ăsta se discută la divers. Dacă ai ceva atac la persoană, să are cineva ceva... Are cineva ceva dispus la adresa altei persoane? Vă rog frumos la diverse. Nu, haideți să intrăm în ordine de zi. Vă rog frumos. Respectul față de un preot nu trebuie să-l avem, indiferent de natură. Are două cuvinte să se respecte aici. A venit părintele la primărie cu altă problemă la notariat și a întrebat de domnul Bădărău. Domnule, schimb ședință. Și ce treaba avem de la tine? Nu puteți să facem. Spuneți părinte și pe aici să facem. Domnul primar, ce treaba avem noi? Dar nu e atac la persoană, nu e problema ta. Păi și atac, mi-e până la părintele. Lasă să-l ceea ce spune domnul. E preot și cred că trebuie comentat respect. Face parte din ordine de zi? Face parte din ordine de zi? Bun, nu, că a lăsat dar ce treabă are mâna cu altă? Noi avem o ordine de zi. Domnul președinte, vă rog frumos, faceți-vă treaba. Vă rog frumos, intrați în ordinea de zi și hai să intrăm în legalitate. Nu facem de acum, de mântor satul, atacul la persoană. Nu se poate lucrurile. Dar cine am lucrat toată viața la stat? Așa domnul primar, nu sunt vocat. Haideți să intrăm o dată pentru totdeauna la legalitate. Ia, că mai ordine de zi... Mă uimește la dumneavoastră, mă uimește faptul că... Ce domnule? N-aveți un respect față de mine. Da. Veniți să spună ceva. Domnule, să spună ceva despre cineva care are probleme. Domnule, de ce asta nu vine la mine? O vine la nu a avut de ce nu trecem la diverse lucruri ăsta? De ce nu puneți pe noi să ascultăm nu s-a derat? Dar nu ești curios să se întâmplă în comuna asta? Ba da, discutăm la diverse. De ce discutăm peste ordinea de zi? Au cerut voie ca să nu stea părintele aici. Unde scrie, domnule? Arată-mi ea ordinea de zi. Bă, dar ce legal ești? Nu? Domnul primar. Haideți să continuăm. Nu se compoziți, sunt pe un cetățen. Domnul primar. Și trebuie să afli cetățen. Participi la... Eu nu știu, dar... Acum vă întrebe, cine v-o chemat aici? V-o chemat aici. Eu cred să-l dau. Păi da, mai dumneavoastră. Dar care-i problemă? Vă rog să mă lăsați să vorbesc. Face parte din contract. Pentru a nu mai fi promenit numele meu, în discuție din Consiliul Local, în asta, eu vreau să vin să explic pentru ultima dată chestia cu târgul. Ca să înțeleagă toată lumea, poate unii au amnezie și au uitat. O plecat. Îmi dați voie să încep? Da. Mulțumesc. Deci, în 2003, pare rău că a plecat domnul Romeo, funcționa târgul aici la, știți unde funcționa târgul. Fiind un spațiu mai mic,
aglomerație mare, atât Direcția Sanitară Veterinară, cât și Poliția Rutieră au făcut demersul pentru închiderea târgului. Țin minte că timp de vreo 5-6 luni de zile tot am încercat să funcționeze târgul în continuare în această locație. Nemai obținând autorizație de funcționare, atât de la DSV cât și de la Poliția Rutieră, am fost obligați, Consiliul Local, să căutăm o locație să mutăm târgul. Am încercat aici la unde au, sunt preoți acum, dar apucase să vândă câteva proprietăți de acolo și dacă am aceeași chestie, singura variantă care s-a găsit atunci a fost o colaborare cu firma, nu mai țin minte cum zice la firmă, din acea perioadă, să facem un parteneriat. Adică, activitatea primăriei care era târgu, da? Facem un contract de asociere cu firma respectivă, ceea ce s-a și întâmplat. Când funcționam aici, aveam doi angajați. Pe Dumnezeu Sietic au murit amândoi, doamna Deaconița și pe domnul Căriță Negru. Târgul era destul de rentabil. Dar nemai obținând, v-am zis, autorizație, am încheiat acel contract împreună cu Consiliul Local, am hotărât ca activitatea târgului să intrăm în parteneriat cu firma respectivă. Până la finalul mandatelor mele, am avut o doamnă de acolița câteva luni, care era din partea primăriei, după aia dânsa a dorit să se ducă, să se angajeze la domnul Busior, care era atunci, nu aveam cum să țin. Și am stabilit că cadre în Consiliul Local, prin rotații, o dată, din două ori pe lună, câte un consilier, să treacă și să vadă exact activitatea care este la târg. Bun. Eu acum vă întreb pe dumneavoastră, și mai ales dumneavoastră, domnul primar, că știu că urmăriți orice venit, cât de mic, la comun, la bugetul local, cam am înțeles că nu e rentabil târg. Cine zice că nu sunt rentabil? Eu așa am auzit discuții de aici. Nu știu, cine mai informat? E probabil că adică greșit. Eu vreau să vă spun dumneavoastră că în perioada cât am fost eu primar, nu au fost neînțelegeri, nu au fost discuții, nu au fost niciun fel de păreri contradictorii între Consiliul Local Răcăciuni și firma administrată, mai țin minte ce au administrat atunci, din partea familiei Busiu. Deci, nu s-a făcut nicio ilegalitate la data încheierii contractului. A fost un parteneriat avizat atât de compartimentul juridic al primăriei Răcăciuni, al Consiliului Local Răcăciuni, cât și de oficiul juridic de la prefectură. Dar s-a tot pomenit numele meu în încheierea acestor contracte. Încă o dată vă spun, contractul a fost încheiat legal. Ce s-a întâmplat după ce am plecat eu? Nu-i treaba mea. Îmi permiteți să vă întrebați? Vă rog. Dar lăsați-vă, vă rog, să vorbească. Intervin eu. Nu-i treaba mea. Nu sunt informat și nu am informat privind activitatea târgului de la data plecării mele. Ce am observat eu și o spun, compartimentul juridic, după plecarea mea, trebuia să schimbe atât Consiliul de Administrație, pentru că eu nu mai eram acolo, în primărie, și aici s-a putut să-i făcut o greșeală. Mai departe, dar singura chestie care vreau să vă rog, aveți grijă ce hotărâri luați, ca să nu vă judece cetățenii. Hotărâri ce sens? Nu știu ce, nu vreau să mă bag în discuții în asta. Au fost contractele către Curtea de Conturi, toate și veniturile și absolut tot. Curtea de Conturi nu a lăsat nicio măsură, de fapt, pe timpul controlului, Curtea de Conturi a dat niște măsuri. S-a chemat firma respectivă, s-au pus la punct, pe timpul controlului, știți prea bine, că ați și dumneavoastră. Domnul primar. Nu a dat nicio măsură de altă natură. Domnul primar.
fiind în fruntea comunii de atâția ani de zile, știți foarte bine prin ce am trecut eu, da? Știți că am fost cercetat 7 ani de zile de către genial, parchet și așa mai departe. Eu în acești 7 ani am demonstrat nevinovăția. De aia s-a și închis procesul pentru că cineva și-a dorit foarte mult ca echip să facă pușcării. Da? Știți că să venit, ați venit pe căluri de capul dumneavoastră și numai tot felul de dosare și de aia. Și nu vreau să se mai, interpreteze din continuare ca și făcut eu acum, nu știu ce... Acum, să știți că există la reclamații făcute de către grupul de consiliere, vreo 5 care au semnat, împotriva mea personală și legat de târg. Și dacă o să fiți chemat, eu dacă o să fiu chemat, cum am văzut? Dar eu atunci mi-aduc aminte că am dat declarații 6 la târg. Să fiți chemat, da. Da, dacă o să fiu chemat, eu o să... La fel cum vom fi chemat toți. Cum vom fi chemat toți. O să spun exact ce s-a întâmplat. Sper că la arhiv există procesele verbale de reședință, proiectele de hotărâri aprobate. Deci s-a făcut totul legal. Dar nu contesta nimeni. Nu contesta nimeni că este ilegal ce a spus dumneavoastră, este ilegal ce s-a întâmplat. Dar și voi să afli, nu știu, voi să afli. Dar dacă eu vă spun, activitatea mea, ce s-a întâmplat după plecarea mea, încă o repet, după plecarea mea, nu știu și nu mă interesează că nu am mai avut nicio legătură cu Consiliul Local și Primăria Rădăcini. Am văzut de treaba mea și cu asta basta. Mulțumim, domnule. Aș vrea să-l întreb pe domnul Ichim prezent aici. Dacă în anul 2014, când Curtea de Conturi a făcut un control aici, mai exact pe data de 11.06.2014, la punctul 5 spune că nu s-a respectat decât de reprezentantul legal, domnul Ichim Vasile. Anumite chestii. Dumneavoastră spuneți că nu, dar noi avem aici și toată lumea. Și aducea cu Da, din postura de reprezentant al primăriei în Consiliul de Administrație. Eu atât vreau să vă spun. Lăsați-vă să-și facă cursul ancheta și după aia cei care cercetează lucrurile. Adevărul e, domnul primar, că dumneavoastră ați afirmat acum că camera sură să faceți cercetări de astea. Dar nu vreau să stați, aveți. Greșit spus. Nu succesc, dacă ați fi măsura eu nu mai eram în Consiliul de Păi nu erați la Curtea de Conturi, spune că erați domnul Ichim. Avem aici domnul Ichim. Mulțumesc frumos. Lăsați de acolo. Cercetarea cu este. Pot să citesc când e legătură cu ceva? Ce-o poți o discuție în față aici? Da, o să avem la punctul 17 discuții despre acest proiect și... Imediat să puneți verbal, după aia intrăm direct la punctul 17. Păstrați-vă ideea și discutăm ca să nu... Deoarece în decembrie am avut două ședințe, ședința ordinară și extraordinară. N-am putut la ședința extraordinară să prezentăm procesul verbal de acolo. O să le prezint amândouă astăzi, o să le supunem la vot ca să intrăm în legalitate, da? Deci în ședința ordinară care a avut loc pe data de 16 luna decembrie, au fost pe ordinea de zi, haideți să dau citire așa pe scurt, președintele ședinței a fost domnul Iacob Buș Laurențiu, domnul președinte pentru început, fiind în perioada decembrie, a solicitat celor prezenți păstrarea unui moment de reculegere în onoarea celor decedați la Revoluția din decembrie 89. În continuare, în urma verificării ședinței, s-au constatat că sunt prezenți fizic un număr de 12 consilieri, direct în ședință, domnul Vițoiu Ionuț, care a și venit până la finele ședinței, domnul Bădărău Ionuț și domnul Harabagiu Andrei. Domnul consilier Vițoiu Ionuț precizează motivele și prezintă adeverința eliberată de firma dumnealui și este de acord votând pentru toate la punctele de zi. La fel și domnul Bădărău Ionuț, pentru ordinea de zi, și domnul consilier Harabagiu. Domnul consilier local, luni la cunoștință de votul celor 3 domn consilier, hotărăsc ca aceste voturi să fie luate în calcul la fiecare punct pe ordinea de zi supus pe la vot. O să dau citire ordinii de zi din data de 16 decembrie, alegerea președintelui de ședință, aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022, acordul de principiu cu finanțarea obiectivului de investiție, extindere rețelei electrice, localitatea Rădăcini, zona Strada Siretului, analiza stadiului de înscriere a datelor registrelor agricole pentru trimestrul 3 din anul 2021, rectificarea bugetului și modificarea listei de investiții,
participarea Comunei Răcăciun la programul de creștere a eficienței energetice, devizul general numărul 2 la extindere rețea alimentată, energie electrică alimentată PTA 1 lângă Moara Răcăciun și extinderea rețea electrică alimentată din PTA 5, tot în Comuna Răcăciun, aprobarea numărului și cuantumul burselor aferente semestrului 1 al anului școlar 2021-2022 și solicitarea de prelungire a scrisorii de garanție referitoare la proiectul modernizare infrastructurii rutiere. La punctul diverse, am avut adresa domnului consilier Ștoc, domnului consilier Iacobuș Laurențiu, propunerea de amenajare stației autobuz. Punctul B, adresa domnilor consilieri locali Iacobuș Laurențiu, Bucur Ciprian și domnului Ștoc Felix, înregistrate la numărul 11.079, referitor la modul de organizare a ședințelor Consiliului Local. La punctul C, cererea adresată Consiliului Local de domnii consilieri Bucur Ciprian, Iacobuș Laurențiu, Ștoc Felix, referitor la sistemul de monitorizare video în comună și solicitarea secretarului de a prezenta cei care nu au prezentat rapoartele de activitate. La punctul ei, invitația către reprezentantul SC Interven SRL pentru a participa la ședința din data respectivă. Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate. Și înainte de a intra pe ordinea de zi a ședinței, domnul consilier Danu Romeo Marcel solicită cuvântul și propune discutarea punctului E de la punctul diverse, motivat de faptul că în ședință sunt prezenți domnul Buseu Vasilică, doamna Buseu Anca și domnul Buseu Alexandru. Aceștia s-au prezentat urmarea invitație pe care Consiliul Local de Căciun le-a făcut-o prin adresa din data de 10 decembrie. Domnul consilier Pepar, sunt de acord unanimitate cu propunerea domnului consilier Danu Domeu de a discuta punctul ei la ordinea diverse. Domnul consilier Drăgăstan Marinel solicită cuvântul. Dumnealui dorește să știe cine dintre invitații prezenți este reprezentantul legal al SC Interven SRL. Doamna Busiocanca menționează că dumnea este reprezentantul legal așa cum este prevăzut și în contractul inițial de asociațiune în participațiune numărul 8/3057 din 2003. Domnul consilier Drăgăstan Marinel întreabă cine este reprezentantul Consiliului Local. Doamna Busiocanca spune că la momentul de față contractul de asociațiune nu este actualizat, deoarece niciuna dintre părți nu a solicitat acest lucru. Domnul Drăgăstan Marinel concluzionează faptul că acest lucru înseamnă că Consiliul Local nu are control asupra activității desfășurate în trecut săptămânal. Domnul consilier Muntanu Gheorghe solicită cuvântul și precizează că nu este momentul să se facă o anchetă despre acest lucru. Domnul consilier Drăgăstan Marinel revine la întrebarea dumnealui și dorește să cunoască cine reprezintă Consiliul Local referitor la activitatea desfășurată în el, insistând asupra acestui lucru. Domnul primar solicită domnul președinte de ședință să dea cuvântul doamnei Busiocanca, reprezentante al SC Interven. Doamna Busiocanca menționează că, așa cum s-a prezentat în notificarea înaintată primăriei în data de 10 noiembrie 2021, prin care solicita încetarea contractului de asociațiune în participațiune, invocând motivele acestei solicitări și anume, începând cu luna iulie 2018, a fost interzisă organizarea târgurilor de animale ca măsură de control și prevenție a pestei porcine, instituirea stării de alertă din cauza pandemiei COVID-19, respectiv restricționarea și chiar închiderea periodică a târgurilor și piețelor și lipsa de profitabilitate. De asemenea, doamna Busiocanca precizează că în această asociațiune SC Interven a avut ca aport majoritatea bunurilor, iar activitatea a fost susținută de ei. Precizează de asemenea că au fost achitate toate datoriile, respectiv impozite și taxele locale, taxa de solidaritate, etc. Domnul consilier local Bucur Ciprian întreabă dacă la baza încheierii acestui contract a stat și o hotărâre de Consiliul Local. Doamna secretar spune că va verifica și va informa domnul consilier. A existat o hotărâre de Consiliul Local pe care v-am și trimis-o în documentație și în mapa de astăzi, da? Domnul consilier Drăgăstan Marinel precizează că din contract rezultă că sunt cote părți cele vin celor doi asociați și anume 30% din incasă revin primăriei și 70% Interven. Din suma brută se scot cheltuielile cu 3 salariați. Domnul consilier Drăgăstan Marinel dorește să cunoască care sunt încasările reale din târg și dacă din partea primăriei există reprezentat astfel încât să existe un control al activității desfășurate și solicită renegocierea contractului. Domnul primar Cheța Lucian menționează că nu se poate discuta despre renegocierea atât timp cât societatea SC Interven a solicitat încetarea contractului. De asemenea, domnul primar întreabă pe domnul consilier Drăgăstan de ce nu a sesizat acum mult timp în urmă, fiind consilier local în multe mandate, despre această problemă.
Domnul Puseu Vasilică este în asentimentul domnului primar referitor la sesizarea făcută de domnul consilier Drăgăstan Marinel și de asemenea dorește să precizeze că nu sunt organe abilitate, există organe abilitate care pot efectua această verificare. Domnul consilier Drăgăstan Marinel este nemulțumit în continuare de răspunsurile primite și reiterează faptul că problema constă în faptul că încasările declarate sunt foarte mici și respectiv cota aferentă bugetului local este foarte mică. Domnul consilier local Dan Romeo solicită domnului președinte de ședință să se respecte regulamentul de organizare a ședințelor consiliului local, având în vedere că discuțiile au degenerat și nu se mai solicită drept de cuvânt și drept la replică. Domnul consilier Drăgăstan Marinel intervine și solicită să fie furnizate pentru următoarea ședință o serie de informații referitor la cine este reprezentat în consiliul local și ce măsuri s-au luat din anul 2008 pentru intrarea în legalitate. Domnul primar menționează că în raportul Curții de Conturi, care a verificat această activitate, s-au identificat o serie de probleme, dar toate acestea au fost soluționate. Referitor la notificarea transmisă de SECE Intervent SRL, doamna secretar menționează că este necesară să se stabilească de Consiliul Local referitor la această solicitare. Doamna Busuioc Anca menționează că a solicitat încetarea contractului conform prevederilor existente în acest contract. Domnul consilier local Iștoc Felix solicită să ia cuvântul. Dumnealui dorește să cunoască dacă după încetarea contractului se va mai desfășura activitate în târg. Domnul consilier Dan Romeo solicită cuvântul și propune să se supună la vot dacă domnii consilieri sunt de acord cu rezilierea contractului de asociere în participațiune. Domnul consilier Munteanu Gheorghe intervine și menționează că dacă în anul 2003 a existat o hotărâre de Consiliul Local de aprobare a asocierii, este necesar ca și încheierea contractului să se facă tot prin hotărâre de Consiliul Local. De asemenea, dumnealui menționează că dacă una dintre părți dorește rezilierea contractului conform prevederilor contractuale, nu poate fi obligat să continue activitatea. Domnul consilier Iștoc Valentin solicită cuvântul. Dumnealui precizează că în ședința de astăzi se discută de principiul rezilierea, dar dumnealui consideră legal ca la următoarea ședință să fie inițiat proiect de hotărâre referitor la această problemă. De asemenea, menționează că târgul este un punct de referință pentru comună. Foarte mulți cetățeni își efectuează cumpărăturile din târg, precizând că existența târgului este utilă și necesară. Legat de activitatea de încasări, dumnealui crede că într-adevăr a fost afectată activitatea din cauza pandemiei și de asemenea remarcă faptul că reprezentanții Intervent au dat curs invitații de a fi prezenți în ședința Consiliului Local. De asemenea, domnul consilier Iștoc Valentin este în asentimentul domnului consilier Munteanu Gheorghe și solicită verificarea existenței hotărârii de Consiliul Local din anul 2003 și propune inițiere proiect de hotărâre pentru ședința următoare. În încheiere, doamna Busuioc Anca mulțumește pentru discuțiile purtate în cadrul ședinței și solicită să fie întrerupte atacurile de pe rețelele de socializare referitor la această problemă, deoarece le este afectată imaginea publică. Invitații părăsesc sala de ședință, iar domnul președinte de ședință propune discutarea primului prim pe ordinea de zi și se intră în o ședință ordinară. Primul proiect a fost alegerea președintelui de ședință, propunerea domnului consilier Secară Cătălin a fost pentru domnul Iacu Cristinel, iar pentru domnului Iacu Bujaurențiu, pentru domnul consilier Bucur Ciprian. Domnul consilier Iacu Cristinel a obținut 8 voturi, domnul consilier Bucur Ciprian 2 voturi. Astfel, domnul consilier Iancu Cristinel va fi președinte de ședință pentru următoarele 3 luni, cu majoritate de voturi. Următorul proiect pe ordinea de zi, hotărârea din fondul de taxele locale, se prezintă faptul că acestea nu sunt majorate, ci indexate cu rata inflației de 2,6%, nefiind discuții și verificând țărea cu actele de avizare, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi. Următorul proiect de hotărâre, acordul de principiu în vederea cofinanțării pentru investiția extindere rețelei electrice din localitatea Răcăciun Zădar Siretului, la fel, neexistând discuții și verificându-se avizele comisiei, se constată că proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi, respectiv 15. Următorul proiect, analiza statului de înscriere a datelor în registrul agricol, unanimitate de voturi. Proiectul de hotărâre următor, rectificarea bugetului și modificarea listei de investiții. Domnul președinte de ședință menționează că proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil de la comisiile de specialitate, cu mențiunea că domnul Iștoc Felix a abținut de la vot în comisie și întreabă dacă domnul consilier dacă dorește să ia cuvântul. Astfel, domnul consilier Iștoc Felix dorește să afle informații despre suma de 8.000 de lei alocată stației de depurare și în ce stadiu se află dotarea mașinii de pompiere achiziționate de primărie. Domnul primar
îi spune, dorește să-i răspundă domnului consilier Iștoferi și menționează suma alocată stației de epurare este necesară pentru achiziționarea de camere de supraveghere, deoarece stația de epurare se află în proces de reabilitare și va fi făcută o investiție foarte importantă. Despre mașina de pompieri, domnul primar ține să menționeze că aceasta a fost achiziționată cu fonduri din bugetul local ce au fost aprobate de Consiliul Local în speță de actualii consilieri locali. Mașina de pompieri este supusă unor modificări și va fi dotată pentru a fi funcțională. Ea este foarte utilă, având în vedere că la nivelul comunei avem serviciu voluntar pentru situații de urgență care o poate folosi. Domnul primar dorește să precizeze însă că nu se va interveni niciodată fără avizul specialistului de la ISU Bacău. Intervențiile ce se vor face vor fi doar sub îndrumarea și supravegherea specialiștilor de la ISU Bacău. Nefiind dat de solicitări, proiectul de hotărâre privind rectificarea a fost aprobat cu unanimitate de voturi. Următorul proiect este, îl reprezintă participarea Comunei Răcăciuni la creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public. Domnul consilier, verificându-se și rapoartele de avizare, constată că acest proiect de hotărâre a obținut unanimitate de voturi. Următorul proiect, extinderea de vizul general, extinderea rețea electrică din localitatea Răcăciune alimentare din PTA 1 la Răcăciune, unanimitate de voturi și la fel extinderea rețea electrică alimentată din PTA 1 Răcăciune, unanimitate de voturi. 1 și 5, deci două zone, vă aduceți aminte. Următorul proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului întâi anului școlar 2021-2022. Doamna consilier Bănuță Cristina din cadrul compartimentului buget contabilitate prezintă raportul de specialitate întocmit în acest sens, explicând de ce a fost necesară suplimentarea de fonduri din bugetul local la acest capitol, respectiv burse școlare. Ne există discuții, acest proiect de hotărâre a obținut unanimitate de voturi. Ultimul proiect de hotărâre, prelungirea scrisorii de garanție pentru proiectul modernizare infrastructură rutieră și acest proiect de hotărâre a obținut unanimitate de voturi. În continuare, la punctul diverse, adresa domnului consilier local Iacobuș Laurențiu privind propunerea de amenajare stației de autobuz se răspunde de către domnul primar, care menționează că pentru a se realiza treceri de pieton noi pe DN2 este nevoie de aprobarea de la drumuri naționale, precum și de la poliția rutieră. Nu este în ține de primărie sau de Consiliul Local aprobarea acestor treceri de pieton. S-au întocmit adrese către aceste instituții și se așteaptă răspunsuri. De asemenea, înființarea stației de autobuz este nevoie de avizele de la cele două instituții și s-au făcut de asemenea solicitări. Următoarea adresă, următorul punct de ordine de zi, adresa domnilor consilieri Iacobuș Laurențiu, Bucur Ciprian și Șoc Felix, referitor la modul de organizare a ședințelui Consiliului Local, domnul primar spune că acest lucru ține de legislația privind evoluția pandemiei. Următorul punct, cererea adresată Consiliului Local de domnii consilieri Bucur Ciprian, Iacobuș Laurențiu și Șoc Felix, referitor la sistemul de monitorizare video în comună. De asemenea, domnul primar dorește să răspundă și spune că are în vedere acest lucru, dar pentru moment sunt în derulare alte proiecte care trebuie finalizare, dar la aprobarea bugetului și a listei de investiții pentru anul următor se va avea în vedere și acest aspect, care nu este deloc ieftin, deoarece pentru montarea fiecărei camere video este nevoie de proiecte și precum și de avize. Domnul consilier Iștoc Valentin este în asentimentul domnului primar și menționează că acest lucru va costa foarte mult, deoarece montarea presupune o multitudine de avize și proiecte. Având în vedere că persoanele care au întocmit cererile mai sus precizate sunt prezente în ședința de consiliu local, aceștia fiind consilier local, se va considera că au primit răspuns și nu se va mai întocmi răspunsuri scrise conform OUG 57. În continuare, domnul primar solicită cuvântul domnului președinte de ședință și dorește să informeze domnii consilieri despre un proiect cu fonduri europene finanțat 100% pe fondul de mediu referitor la montarea 3 stații de încărcare smart, vor fi poziționate 2 stații în curtea primăriei și 1 stație în centrul la parcare taxiuri. De asemenea, domnul primar dorește să prezinte situația referitoare la apartamentul aparținând Comunei Răcăciuni, aflat în domeniul public al Comunei Răcăciuni, ocupat prin chirie de domnul Bădărău Ioan, tatăl domnului Bădărău Ionuț Andrei, consilier local. Domnul primar informează domnul consilier despre situația acestui apartament, care actualmente, din cauza neplății facturilor, este deconectat de la curentul electric și anume existența unei sentințe judecătorești de evacuare cu executare pentru neplata chiriei. Domnul primar spune că s-a încercat de multe ori a se discuta pentru plata chiriei restante, dar nu s-a ajuns la nicio înțelegere.
Se prezintă de asemenea un contract de vânzare din anul 2013, unde vânzător este domnul Bădărău Ioan și menționează că familia a deținut un teren pe care l-a vândut și nu se mai poate acorda în compensare. Datoria pentru neplata achiriei este mare, aproximativ 10.000 de lei. Domnul consilier Iștog Valentin întreabă dacă chiria și-au solicitat vreodată eșalonare la plată. Doamna consilier Bănuță Cristina spune că anual s-a solicitat prin ADEL să plata integrală a debitului, care este mult mai mic în comparație cu penalitățile. Domnul consilier local Iștog Valentin menționează că, deoarece apartamentul este în administrarea Consiliului Local, consilierii locali trebuie să cunoască situația. Tot domnul consilier Iștog Valentin spune că existența unei sentințe judecătărești obligă chiriașii la plată. În altă ordine de idei, domnul primar solicită domnilor consilieri locali să nu mai fie trimise mesaje în privat. În continuare, tot la punctul diverse, domnul consilier Drăgăstan Marinel dorește să ia cuvântul. Dumnealui întreabă dacă a fost emisă vreo dispoziție a primarului comunei privind numirea persoanei responsabile la târg din partea primăriei și dacă persoana respectivă a întocmit procese verbale privind încasările din târg. Dumnealui mai dorește să știe din ce dată este emisă dispoziția și dacă aceasta există. Având în vedere că nu mai sunt alte probleme pe ordinea de zi, domnul președinte de ședință declară închise lucrările ședinței de astăzi. O să ne referim la acest proces verbal. Dacă aveți completări, modificări, dacă ceva am omis de la, să-mi spuneți, prind în procesul verbal din ședința de astăzi. Dacă nu, să-l supunem la vot, vă rog. Spuneți la vot. Două aspecte simple. Procesul verbal și ședința. Care nu știu dacă necesită modificarea procesului verbal. Dar să-mi vin și domnul Ionuț de față, data trecută n-a fost domnul Bădărău și am făcut acea mențiune legată de contractul și de executarea. A fost în ideea în care am întrebat dacă au existat cereri de eșalonări din partea ta, pentru că din rezumatul minutei... Din rezumatul minutei poate nu se înțelege exact acest aspect. Deci, la mențiunea, dacă au existat solicitări de eșalonare... Eu atât am vrut să întreb, dacă au existat solicitări de eșalonare din partea ta, legat de mențiunea... În primul rând, nu e vorba de mine, e vorba de toată lumea. Da? Scuză-mă. Da, scuză, nu trebuie să termin și aici. N-am terminat ideea și o să înțeleg. Deci a fost... Asta vreau să menționez pentru că este și el de față și data trecută am făcut o referire față de o persoană care n-a fost de față. Dacă au existat solicitări de eșalonare din partea lui, pentru că ar fost mult mai ușor, ceea ce zice doamna contabilă, că debitul față de suma finală cu tot cu... penalități este mult mai mare, iar legat de faptul că sentința judecătorească obligă la plata întregii sume, este o chestiune normală care am specificat-o și pe aia, dar în această idee, că mă gândeam că era mult mai ușor. Ok, dacă îmi permite și mie două chestiuni. În primul rând, era vorba de tata, acum e vorba de mine, că asta este. Mulțumesc domnului primar că nu scapă nicio ocazie să mă atace la persoană, inclusiv astăzi. Vă mulțumesc, dar să știți că astea sunt contorizate undeva și fiecare o să răspundem. În primul rând, ceea ce nu știți... Pentru ceea ce faci. Absolut. Și îți bați joc de oameni. Toți trebuie. Preotul a venit aici, încoate să respecte pe preot. Dar nu-i treaba lumii tale, domnule. E vorba strict de două hârtii care nu le față de unia. Față de ce? Dar ce treaba ai cu unia ta? Nu, stați o leacă, domnule, stați o leacă așa. Ce să punem la vot? Îmi pronunți numele și după aia să-mi pui la vot? Domnul Cheța. Dar nu mi-a adresat mie, era problemă în general, nu mi-a adresat mie. Dar ce s-a... Domnule, dar suntem pe câmp, ne atacăm, suntem la câmp și îl culegem mereu. Dar noi am citit un proces verbal și am nevoie ca să... Domnul primar, așa procedați la ședința trecută și cu domnul Iacobuș? Dă-i votează, fă, dregi, ne bagă în pușcărie, așa făceați? Vă folosiți din masca care o aveți la gură? Nu putem discuta în forma asta. O să discutăm. Doladeală de asta de... Deci dacă în afară de interpelarea... Mai dați cu tine?
Dacă în afară de intervenția domnului Ștoc, tot la procesul verbal din decembrie, mai există alte modificări. Domnul președinte, puteți să supuneți la vot? Sunteți de acord unanimitate? Deci unanimitate cu mențiunea pe care a făcut-o domnul Ștoc, unanimitate. Mențiunea domnului Ștoc. Scurt, a fost ședință scurtă, dar sunt... Doamna secretar, eu vreau o copie la procesul verbal. Nu, îl găsiți la postat în câteva zile pe site-ul Primăria. Dacă vă rog, la sfârșitul ședinței. Nu, nimic, numai după ce semnează... Nu, stați puțin, după ce semnează domnul Iștoc, domnul... Președinte Iacobu. Domnul Iacobu, să nu uitați, vă rog. Așa, o să citesc repede, am avut doar un singur proiect, a fost urgență pe ordinea de zi, ședința extraordinară, a fost proiectul de hotărâre, unde tot domnul Iacobuș a fost președinte de ședință și am avut o rectificare de buget, care a fost, doamna consilier Bănuță Cristina a prezentat procesul, raportul de specialitate, domnul consilier Bădărău Ionuț Andrei dorește să știe în ce stadiu se află proiectul de investiție modernizare infrastructurii rutiere, doamna Bănuță spune că s-a semnat contractul de lucrări, acesta fiind prin AFIR, nemai existând discuții, proiectul de hotărâre cu rectificarea pe trimestrul 4 și modificarea listei de investiții a fost aprobat cu unanimitate de voturi și atunci au fost prezenți 13 consilieri. Vă rog să puneți la vot și acest proces, să fie procesul verbal la ședința extraordinară. Domnul, așa, să nu uit, domnul Iacobuș, haide să-mi înțelegeți să nu uit, vă rog mult de tot. Continuați, vă rog, primul punct. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din punct la rătăciune de sfatru pentru anul școlar 2022-2023 în centru prima dată. Ce-au primit acest? S-au avut să-ți face fiecare. Să supuneți la vot. Dacă... Până la vot proiectul 2. Cine este pentru? Ce-o fost la 2? Da. Rețeaua școlară. A, rețeaua școlară, da, așa. Imediat, dacă aici. O secundă să însemneze și imediat îi și eu să notez și pe... Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de lucrări de interes local pentru anul 2020 pentru remontarea orei de muncă prestate lunar de către persoane majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social acordat în baza legii 1461 privind venitul minim garantat, modificată și completată, inițiatul primarul comunal. N-ai vorba de beneficiare celor 416 la ajutor social. Aici, în fiecare an, domnul viceprimar, care este responsabil, face un plan de activitate pe tot parcursul anului și cu cei care beneficiază de astfel social. L-ați văzut? Dacă aveți ceva de completat, să spuneți, completăm. Zi, domnule. Întrebare. Se poate interveni pe acest plan în parcursul anului? Adică să-l adaptați, să-l mai modificați, mă că e complicat să atingeți toate subiectele și atunci, dacă mai apar obiective de lucrări, să se poate menționa. Am o afirmație. Și am specificat și în comisii. O mai bună gestionare a resurselor, pentru că ne batem joc de ele permanent. Adică cine trebuie să controlezi acei oameni nu o face responsabil. Adică când prestează câteva ore de muncă și este contact în neștiri. Mi se pare normal ca noi, ca cetățenii, să arunce cu mașina aici, să nu se facă lucruri cum trebuie. Oamenii de la ajutor social, vreau să vă informez atât cei de la Ghirbidoja, cât cei din tot satul ăsta, să repartizați și ne-am trezit acum, când a nins, când iar asta, fiecare noapte la 4. La ora 4, ei dau cu zăpadă. Nu-i vezi ziua, că n-ai cum să vezi decât dacă mai ninge sau dacă mai revenim atât cu, așa, pe timp de iarnă. Pe timp de vară își fac treburile la... Avem diferite activități care le facem, curățări și atât și astea, dar și ca și consilier trebuie să vă implicați mai mult acolo în zona respectivă. Vă fac o precizare, mă scuzați din prima.
cetățeanul care iese astăzi 2-3 ori, cum ziceți dumneavoastră, eu nu contez astăzi 8 ori, el iese 3-4 zile în loc de 2 zile, ca să înțelegi tot cum e acum, da? Eu m-am uitat în curte la vecini și am văzut o problemă. Care? Fiecare asistat social are sectorul lui pe care trebuie să-l șalvargă. Dacă nu-i, nu-i cura sectorul, nu-i m-a luat dacă ați vedea, nu-l luăm în cap. La ce referiți? Stăm într-un haos total. Care e haos? Ce haos, domnule? Păi la vecini nu știu la Cleja, așa este. Ia râdeați cu Cleja și cu Faramare și cu Mațin, pune cu chestia asta, că se dezvoltă. Dar de ce? La ei se poate la unde, unde ați fost la Cleja? Eu am fost la Cleja și când la noi era negru, era neagră șoseaua, acolo nu era nimic. Dar asta spune, domnule primar, nu vorbim numai de... Vorbesc de ZPZ, nu știu ce. Bai tu, discutăm și problemele care le-ai tu și cu ce le-ai văzut tu. Așa, eu nu le țin la părerea celor de la 2.46, dar vă spun că sunt folosiți la treabă. Și au fost folosiți la treabă. Păi sunt folosiți, dar asta nu înseamnă că se fac curățenii față la fiecare poartă să repleze. Să punem la poartă. Ce obiectul discuției? Nu știu, și punem la poartă punctul 3. Cine este pierdut? Cine este pierdut? Punctul 3. O să vă trezim noaptea pe la 4:30, așa să mergeți cu noi. Am o rugăminte. Haideți în loc punctul 7 de ca să plecăm și noi să nu plecăm. Vreau să terminăm cu baia la urmă. Merge după punct. Proiect de hotărâre privind desemnarea Consiliului Local în cadrul Consiliului Local Comunei de Căciun, care vor fac parte din Comisia de Evaluare a Performanței Funcționale Individuale pentru anul 2021, care este Secretarul General al Uniunii de Căciun, este inițiator primar. E activitatea doamnei secretar. Dacă cineva o are de contestat, dar eu nu cred că de personal e punctul 4, da? Da. Eu am o întrebare. Aici zice Consiliul Local al Comunei Răcăciun desemnează doi consilieri locali după cum urmează. Când am desemnat noi Consiliul Local? E propunere. Proiectele de hotărâre sunt propunere. Dacă dumneavoastră nu sunteți de acord cu această propunere, eu vă explic de ce sunt acești domn consilieri doi. Dacă nu sunteți, puteți face altă propunere. Deci nu este hotărâre, este proiect de hotărâre cu propunere. Eu am venit cu propunerea, dacă vreți, motivez, dacă nu, trecem mai departe. Puteți motiva, doamne. Puteți motiva. Dar deci l-am ales. În primul rând, domnul consilier Munteanu este jurist de profesie. În al doilea rând, domnul profesor Danu Romeu are activitate didactică și mă cunoaște de 20 de ani. Atât profesional vorbesc, pentru că a fost mandate din urmă. Asta a fost motivul simplu. Vă rog, domnul... Nu este conflict de interes? Dar eu nu am nicio rudă de ministra de rudenie cu domnul Munteanu. Și nici domnul jurist? Profesor, domnul... Domnul care profesor de jurist? Din contra. Două secunde. Rădem, iubim, trece timpul, nu ne înțelegem deloc. Conform prevederilor, din referat citesc, da? Da. Conform prevederilor, evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al Unității Administrative Teritoriale, sub diviziunea mea, așa, se realizează de către o comisie de valoare formată de primar, respectiv președinte Consiliului Județean, doi consilieri locali, respectiv desemnat în acest scop cu majoritate simplă prin hotărârea Consiliului Local sau Județean după caz. Din punctul meu de vedere, propunerile trebuie să le facem noi, nu dumneavoastră. Nu știu dacă este un proiect de hotărâre. Am înțeles. Dacă doriți, trebuie invitat să... Nu trebuiau să apară propunerile astea aici. Este propunerea plenii și a dotat de propunere. Am depășit puțin atribuția, ci în acele hotărâri prin care am lăsat la latitudinea dumneavoastră să faceți propuneri. Chiar și în hotărârile... Eu sunt de acord, da. Nu zic în sens rău, dar eu văd aici că acest proiect de hotărâre este formulat în baza legislației menționată în antet aici, iar acea legislație menționează că propunerile se fac legate de dumneavoastră este proiectul de hotărâre. Am înțeles. Argumentați ceva, vă rog eu frumos ca să vă dăm. Nu. Este legal, nu este legal. Propunerea o parte inițiatorul, dumneavoastră, sunteți de acord sau nu? Să punem la vot.
Și dacă îmi permiteți, eu cred că cel mai în măsură și bine a punctat doamna Covenicu propunerii să-i analizezi activitatea un jurist. Credeți-mă, dacă meseria nu e compatibilă, nu poți să pui, toate meseriile sunt importante, dar nu poți să pui un inginer agricol să evaluezi un jurist. Adică chiar îi pierdem în niște chestii fără sens. Părerea mea personală, deci propunerea este pertinentă și nu este nimic ilegal. Propunerea mea este, ai înțeles, domnul... Propunerile astea trebuie să vină ce foarte atunci din locală. Deci sunt atunci, nimeni nu vă interzice să faceți propunere acum, în plenul Consiliului, dacă nu vă faceți propuneri, domnule. Corect, dacă nu aveți ceva de obiectivă propunerea de aici, nu știu de care cine face ceva cu dumneavoastră. Păi uite, la propunerea asta sunteți împotrivă. Și deci nu este modul. Domnul Celu, sunteți jurist, ascultați-mi. Ce doriți? Sunteți jurist, cum îmi spuneți mie să votez o propunere care legislează domnul primar? Dar nu ți-am spus să o votez. Dacă vrei, da, dacă nu, da, dacă vrei, da, ascultați-mă un pic, vă rog, o secundă, nu ne mai înțelegem aici deloc. Dumneavoastră spuneți că dacă sunt de acord sau nu cu propunerea, aș fi de acord sau nu cu propunerea și vă rog, doamna juristă, să mă contraziceți, dacă acea propunere ar fi venit în partea Consiliului. Eu întrebat dacă e de acord cu proiectul de hotărâre, care conține cine mă las să mă las să vorbesc, dar ne pierdem în... Revenim la vot, proiectul 4. Cine e scrie? Revenim la vot, domnule, stau un pic și o propunim. Budim? Hai să propuneți, n-am fost că eu mă apuc și am propune. Dacă nu am zis, hai să propune, cine propune? Timpul să copii pe cineva dacă nu e propune. Citește ce scrie aici. Hai, propun! Trebuie făcute propune ca să avem ce aproba. Doamna jurist, se spune dacă acest... Această propunere de proiect este legală sau nu? Acum am că legal, deci nu am propus consilier în această comisie. Ei mă propune, propune dumneavoastră, vrea, poate că. Noi poate. Domnul primar, pot să-mi exprim punctul de vedere până la capăt, vă rog, ca să ne înțelegem. Doamna juristă, citesc eu greșit. Doamna juristă, două secunde, vă rog liniște ca să închidem subiectul. Să închidem subiectul. Unde este propunerea din partea Consiliului Local în acest proiect de hotărâre? Acum a fost propunerea. Asta spuneam și eu. Nu cum a zis domnul Geru, că dacă sunt de acord sau nu cu propunerea. Eu pot fi de acord dacă ele vin din partea Consiliului Local, prin hotărârea Consiliului Local, ce acum majoritate simt. Dați-mi voi să fac două propuneri, eu ca să vă propun. Vă propun pe domnul Munteanu și pe domnul Danu. Nu, dar aici. Atunci rămâne majoritate simplă este la vot. Propunerea este proiectul de propunere este majoritate simplă n-a fost am propunere niciodată mai dar este legal și un proiect de hotărâre. Deci ne pierdem. Dar nu așa, fata, ca să supunem la vot. Să supunem la vot propunerea domnului Bădăreu. Să supunem la vot propunerea domnului Bădăreu. Cine este? Nu. Deci, când vei propunerea din proiectul de hotărâre, care este identică cu propunerea domnului Bădăreu. Deci, practic, domnul Bădăreu. Vreau să mai fac o prețiune, că se pare că sunt cel mai tânăr de aici, aș nu prea să-mi lăsa să vorbesc. Domnul Gelu, nu sunt venit de gărni, ca să am și eu niște prețiuni. În antiteză, un minut, lăsați-mă că suntem. Ai vorbit după el. În antiteză, ce-i problemă? La desemnarea președintelui. Cine este Pedro? Domn președinte, poate tu ne-ai mai clar decât noi, da? Vă rog, vă spun. Ce azi? Haideți, vă rog, Abține, cine abține? Domnul, eu mă abțin pentru că nu pot să-mi abțin. De cine se abține? Trebuie să ajuns, trebuie să ajuns. Trebuie să ajuns și cu istoc.
Păi să nu dacă sunt. Eu m-am abținut și motivez abținerea pentru că n-am reușit să-mi exprim punctul de vedere. Nu sunt împotriva propunerilor venite prin proiect. Am fost chestiunile legislative pe care am să următorul proiect de hotărâre, vă rog. Uitați că împotrivă nu s-a. Cine e împotrivă? 1, 2, 3. Era 1, acum a făcut 3. Să înțeleg că sunteți împotrivă cu finalizarea celor 3, da? Împotriva propunerii domnului Bădălău. Păi asta trebuie votat. Nu se întâmplă nimic aici cum trebuie. Domnul președinte, mai întâi supuneți la vot propunerile, după care proiectul cu propuneri. Dacă propunerile nu întrunesc majoritatea, se fac alte propuneri și alte propuneri. Asta înțeleg să explic mai devreme, dar nu mă lăsați, că suntem ca la spuneți în nominal cine sunteți împotrivă să-mi notez. Felix, ești tot? Da. Bucur, doamne, ești tot. Bucur Ciprian și? Și Iacobu Jaureț. Și? Și Iacobu Jaureț. Iacobu Jaureț. Deci eu împotrivă și un vot abținere. Dacă votul este simplu, înseamnă că proiectul de hotărâre a trecut în forma prezentată de domnul primar. Doamna secretar, vă rog din nou. 5. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu în vederea combinației obiectivului de investiție, extinderea rețelei de calitate Ciucă, strada Profesiei, cum arată că ținul de propunerile sunt ale domnului primar, nu ale Consiliului Local. Da. Păi și am propus, aveți și voi dreptul să propuneți, fac o propunere. Eu trebuie ascuns și baza legală, domnul. Deci la extinderea rețelei, să vă spun, este un proiect la care ați aprobat cu votarea Consiliului Local mai din urmă. E vorba de trei puncte, vorba de Ciucani, extinderea de la pod, de la Bimbre, de acolo către casele care sunt sus, către bulița aia unde nu au curent, nu au rețea electrică. La Gheorghe Doja este vorba de câmpul poștii și partea din față, dintre Gheorghe Doja, stânga, unde s-au făcut locuințele alea. Deci facem o extindere acolo pus cu un transformator. Al treilea la fundul Răcăciun, Cătun Dumbrăveni, da? Astea sunt proiecte care le-am prins și le-am dat către studii celor de la E.ON, Death Gas Grid, cum se cheamă mai nou, și deși au licitat lucrările, au licitat fie câte o firmă care se ocupă și încerc documentațiile pentru a implementa acest proiect. El se va face cu finanțare de la E.ON, de Death Gas Grid și o parte din finanțare care va suporta primăria. Deocamdată nu avem, suntem în faza de documentații, urmează să implementăm ca să poată beneficia și oamenii aia de curent și de rețea electrică. Astea trei puncte ca să le... Între toate trei puncte, da? 5, 6 și 7, da. Da. Întrebări? Să punem la vot, cine este pentru? Punctul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului local de acțiune privind incluziunea cetățenilor români aparținând minorității române pentru anul 2022. Deci, tot primar comun. Da. Ați primit documentația cu. Punctul 8. Supunem la vot, cine este pentru? Da. Punctul 9. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a unui lot de teren în suprafață de 840 metri pătrați, aparținând domeniului privat al comunei Răcăciun, situat Cătun Dumbrăveni, fundul Răcăciun, inițiator primarul comun. Deci vânzare terenuri, numai o singură problemă am eu aici. Organizarea ulterioară a procedurii va necesita nominalizarea din partea Consiliului Local a doi în comisie și un membru supleant. Fiecare procedură va trebui să fie prezent la licitație, la fiecare dosar de vânzare. Vă rog să faceți nominalizări. O mențiune înainte de nominalizare. Da, să facem nominalizare. Spune, domnul Ricci.
Domnul președinte, vă mulțumesc frumos. Păi eu nu știam pe cine să mă trebuie. Și acum, în primul rând, eu consider că Drăgăstanu a fost acolo, domnul consilier Drăgăstanu a fost și în anii trecuți și știe despre ce e vorba. Și în prima propunere și colegul nostru Ciprian Bucur ar trebui să fie a doua propunere. Are la bază și câteva studii juridice și se pricepe. Haideți să... Iar domnul Munteanu nu putea să-i răpim tot timpul să fie și acolo și acolo. Dar e greu. Nu trebuie să motivăm așa, că nu trebuie să-i răpim timpul. Dar nu are nimic de obiectat. Dacă are de obiectat, nu se poate... Permiteți să pun și chinii mei. Domnul președinte, permiteți să... Aș avea și o întrebare. Ținând că cunosc speța și alea 7 dosare care anul trecut au fost miros și le-am dus la îndeplinire și s-a făcut actul de vânzare după aia, doamna secretar, da? Da. 7. Domnule, am lucrat foarte bine atunci. Nu înțeleg acum, domnesc eu și răzbunare la mijloc, dar mă rog, asta e altă treabă, de ce nu mai sunt propuși, de ce nu mai sunt agreat în comisia asta, știind, cunoscând fiecare dosar în parte și cunoscând fiecare pas. Știți, domnul primar, ce probleme ați avut și au fost acolo cu vânzarea, că nici nu intrăm în amănunt. Doamna, stai domnul, dacă sunt legale sau ilegale. Da, dar vă spun eu, că eu am văzut dosarul fiecare în parte și dacă vreți să intrăm în amănunt, nu este la avantajul dumneavoastră. Asta încheiem aici. Vă rog frumos. Lăsați-mă să vorbesc eu și după aia luați și dumneavoastră cuvântul și vorbiți la părere. A făcut o propunere și pe asta basta nu trebuie. Nu, dar să intrăm un pic, să... E filmat și cum trebuie să știi niște aspecte care dumneavoastră le ascundeți. Deci, doamna secretară, asta am văzut. Noi am lucrat foarte bine, da? Cine este pentru domnul Munteanu și domnul Horvățin? Noi cam cum una primitiv, așa. Da. Prima propunere, Harabagiu Munteanu, vă rog să-mi spuneți numărul de voturi. Sus, cine este pentru? Aveți o responsabilitate imensă această comisie, da, să duceți la foarte bine. Este foarte mult de... Foarte bine. Nu contestă nimeni, nu știu, calitățile domnului Munteanu, dar din punct de vedere rațional, cred că corect este și eu vreau să fiu un tip extraordinar. Domnul Drăgăstă, cred că ar trebui să continui în condițiile în care a fost și eficient domnul Drăgăstă, e o părere personală. Și nu contest niciodată calitățile domnului Munteanu de a duce la îndeplinire. Nu, dacă ai idei, vreau să justific de ce eu să-l votez pe domnul Drăgăstan în comisia asta. Atât și mai mult nimic. Eu îl fac, cu asta vine și propunerea pe domnul Drăgăstan. Dacă... Și cu Bucur. Cine este pentru? Drăgăstan și Bucur. Deci acum cum procedăm? Păi cum procedăm? E matematică simplă. Da. Interior votului primei propuneri, eu nu știu. Da. S-a votat la prima propunere. Haideți să mai ridicăm o dată pentru propunerea Drăgăstan și Bucur. Da. Mine sus, să vă mulțumesc. Eu pot să votez? Da, mă, cum să nu pot? Eu am votat la propunerea anterioară și propunerea asta a venit și după vot. Eu nu mai am cum să votez. Înțelegeți ce se întâmplă aici? De ce sunt eu supărat? Eu am votat propunerea domnului Munteanu. Eu am votat. Păi tu ai făcut propunerea, eu nu după ce s-a votat prima propunere. Dacă nu erai de acord cu propunerea domnului Munteanu, trebuia să te abții. Neștiind altă propunere? Urma să vină. Urma. Nu este că acum sunt două propuneri. Domnul președinte, cine este pentru domnul Munteanu și domnul Harabagiu? Prima. Cine este pentru? Prima. Cine? Cum Munteanu și Harabagiu? Nu ia de nou. Prima propunere. Munteanu și Danul Romeu. Nu? Nu? Privat, Harabagiu. Nu mai domnul. Așa a fost propunerea. Prima propunere. Cine este pentru? Era la... 5-6. Stați-și cu domnul Danu, 7. Lăsați un pic, dar domnul Danu nu e aici, de ce l-a domnul? Vă zic că e... Păi, dar nu e cu totul, ce de tot? Da, 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 da
Pentru a doua propunere. Știți ce înseamnă comisia aia? Dumneavoastră, două propuneri. Bucur să vedeți ce este. Vă spun eu. Șase. Exact, ca puterea de lucru. Șase. Prima propunere. Deci, 5, 6, 7. Care e dată? 7, domnule, stai. Ce facem? Haideți, domnule. Pentru care propunem? A doua propunere. Ia numără nimic o dată. Câți sunt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Doamna secretară, poți să luați? Da, dar nu dă, că 7 cu 7. Păi normal că nu dă, pentru că persoanele care nu sunt prezente la nominalizări se sună și se întreabă. Ei au fost cu proiectul, nu au fost cu nominalizările. Nici la punctul ăsta, nici la punctul anterior. Corect, dar corect. Nu mai funcționăm, practic nu mai funcționăm. De asta eu m-am abținut și n-am votat nicio propunere, pentru că numărați ce... Înțelegeți? Sunați-l pe domnul Dan, pentru că poate face diferența și întrebați la punctul numărul ce vot dai pentru echipa 1 sau echipa 2. Și am reușit așa să fac. Păi nu, că s-a dat votul în plen și vedem ce vot are domnul Dan. Așa e regulamentar. Sunt două lucruri. Exact, e simplu ca pentru că și eu vot. Păcat că nu înțelegem și păcat că nu se înțelege importanța comisiei asta. Și dumneavoastră puteți să aveți un cuvânt de spus că știți cât volum de muncă este și știți ce s-a însemnat un an de zile de muncă și asta. Dar este nu treaba mea. Oricum, voi urmări și voi fi vocal la tot ce se întâmplă. Și o responsabilitate pentru că urmează niște procese. Doamne, ce puteți să reproșați mie? Ce puteți să reproșați mie? Deci dacă s-a finalizat cu acte de vânzare cumpărare, făcut la un notar public, ce-aș putea să nu îți reproșesc? Deci tot a fost un notar public. Da? Nu știu ce să facem. Dar sunteți juriști. Domnul primar. Decât să existe discuții și... Discuții, mai trebuie să fie eficient. Ce e avizat să-și... Care activitate? Stați un pic. Înseamnă că comisia veche nu a fost eficientă... Domnul Vici, ce trebuie? Domnul primar, dar faceți-o niște acuzați-vă. Comisia veche nu a fost eficientă sau nu? Ce se întâmplă? Nu a zis nimeni, domnul Drăgăstan. Lăsă-ți să propune. Nu, dar sunt chestii personale. Nu. S-a votat, s-au neîncurbat. Din câte știu, vă zic că este de acord cu absolut... Dați-mi voie să mai faci scoțe asta. Dați-mi să mai faci scoțe asta. Permiteți-mi să vă face ce este domnul președinte. Dacă e așa cum zice domnul primar, înseamnă că avem un vot pozitiv pentru ambele comisii. Și suntem tot la egalitate. De asta zic că trebuie întrebat, nu? Dar haideți să facem la ore. La ore. Așa este. Atunci haideți să-l propunem pe domnul Munteanu cu domnul Drăgăstan. Eu zic că asta ar fi cea mai bună. Partea legislativă și domnul Drăgăstan are cunoștințe vis-a-vis de... Așa, cine este pentru domnul... Haideți să ne concentrăm, vă rugăm. Cine este pentru? Domnul Tianu și domnul Drăgăstan, cine este pentru? Adică propuneți. De asta mi se pare... Și un supleant, că poate în perioada asta unul dintre dumneavoastră poate să vină, se întâmplă ceva, un supleant din partea Consiliului. Eu nu supleant. Propunere, doamna... Hai să-l punem și domnul Harabat. Eu când tot au fost... Nu, mai bine așa, dacă... Propunerea mea. Mai există o altă propunere pentru suplement. Propunere domnului Iacobuș pe domnul Bucur. Alte propuneri? Să dacă nu să spunem la vot. Mai sunt alte propuneri? Pentru domnul Dițoiu, vă rog, că membru supleant în comisie, numărați, vă rog, ca să nu mai avem probleme. 1, 2, 3. Hai mâna sus, care? Mai sus, așa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, da? Domnul Vițoi, 8, sper că l-am greșit, da. Și pentru domnul Bucur, 1, 2, 3, 4. Și pe dumneavoastră?
8 loturi. Deci sunteți de acord cu punem la vot cele 8 proiecte de hotărâre? Am și o întrebare înainte. Da, domnule. Cei care deja sunt proprietari au intrat în proprietate tot prin licitație publică sau nu? Exact aceeași procedură. Deci nu se fac. Este o procedură juridică care nu va putea fi contestată și atacată niciodată. Această procedură. Așa. Deci această procedură a fost transmisă, notarul public verifică punct și virgulă legalitatea desfășurării procedurii. Și atunci, în momentul în care la notariat s-au întocmit actele de vânzare-cumpărare între Comuna Răcăciun și proprietar, el este proprietar până când dorește proprietatea. Să punem la vot atunci. Da. Domnul Bucur. Toate proiectele astea? Toți proprietarii actuali sunt toți așa? Nu, se referea la cei 7 care au intrat la aceea. Se referea ce procedură s-a aplicat pentru a putea încheia actele de vânzare și cumpărare. Da. Eu am înțeles. Nu, am menționat cei care au devenit proprietari. Am menționat. Dar cei care nu sunt de proprietari. Ceilalți, nu, acum. Dar sunt și un proprietate prin decizia de la când au fost atunci și au primit prin raportul ISU de sinistrat. Ultimul punct, 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării cu acordul de voință al părților a contractului de asociere în participațiune, numărul 3.678 din 25-7-2003, încheiat cu cei intervenți Sărilea Răcăciun, inițiator primarul comun. Da, după cum știți, în ședința anterioară s-a discutat problema cu legat de cercul săptămânal Răcăciun și de societatea respectivă care vrea să iese din participațiune cu primăria. Drept dovadă am depus proiect de hotărâre. Vă rog frumos să... Permiteți-mi înainte să fac și eu câteva informări asupra colegilor mei din Consiliul Local. Înainte de a face aceste informări, să le spunem așa, și mă refer aici strict la rapoartele Curții de Conturi, domnul Muntean, vă rog frumos. Dacă are legătură cu subiectul nostru, Ce să supun, domnule? Trebuie să discutăm pentru domnul primar. Permiteți. Care proiect de hotărâre? Lasă că deja supun la vot, dar ce suntem aici la piață? Haideți să vă spun așa. Nu ne dați un proiect de hotărâre în care spuneți articolul 1, articolul 2. Doamna la articolul 1 ne spuneți să înființăm prin act adițional un nou Consiliu de Administrație și la numărul 2 spuneți rezilierea contractului. Dați-mi voie, e adevărat, domnul Drăgăstan. Ce să pun la voie? Domnul Drăgăstan, lăsați-mă să spun două vorbe. Stați un pic ca să înțeleagă și cetățenii comunul ăla. Eu, ședința trecută, am spus să fie următor. Așa am spus. Când voi veni cu documente în ședința viitoare și vă aduce în Consiliul Local la cunoștință absolut toate aspectele ce se întâmplă în asociația de contract. Eu nu înțeleg graba care este acum, care va fost de 14 ani. Să veniți în fața voastră cu un act adițional, noi să semnăm acum un nou Consiliu de Administrație, când lucrul ăsta trebuia făcut în 2000, acum 14 ani. Eu spun lucrul ăsta din 4 ședințe, 5 ședințe din octombrie și e specificat în procesul verbal, doamna secretară, lucrul ăsta este specificat, nu? Mi-era mult mai ușor acum dacă domnul primar în speță, domnul Cheța, făcea controlul ăsta, desemna o persoană să facă controlul în târgul și asupra încasărilor reale, nu cine de intervietul, era mult mai ușor noi să luăm decizia. Să reziliem contractul, vă rog frumos, lăsați-l. Care? O citim acum, că dumneavoastră consilierii noștri. Curții de conturi. Nu sunteți alt organ de cercetare. Ascultați un pic. Domnul primar, stați un pic. De ce l-ați făcut din octombrie, de când eu cer lucrul ăsta? Păi înseamnă că noi poate când vrem. Vă lăsați-vă să vorbesc și toată la urmă. Stați convins că... Doamna secretară,
noi, dacă noi punem ceva, vreau să consemnați în procesul verbal lucrurile astea. De ce nu se ia în considerare ce spunem noi? Noi votăm, noi suntem un vot, noi dăm un vot. Deci trebuie să discutăm. Votăm, nu are nimeni nimic cu nimeni. Dar domnul primar, mai devreme a afirmat faptul că Curtea de Conturi n-a făcut niciodată nicio referire la vreo neregularitate. Raportul final al Curții de Conturi, știți ce înseamnă asta? Nu știu, o să ne explicați dumneavoastră. Raportul final. Haideți să-l citesc, domnul primar. Raportul final. Asta stă în comisia. Care plătează. Eu vorbesc de proiect, eu fac diferențe. Doamne, lăsați-mă să vă spun un lucru. Dar și ce sunt cei de-a spus? Unde pleacă toată înverșurarea asta? Spune, da. Acum câteva luni din urmă s-a închis târgul la Bacău cu pandemia asta și domnul Drăgăstan mă tot sună. Domnul Bosiu, vreau să vă duc cu mare. Și ai domnul? Când vii la târg, îți spun cu tare, prin telefon, se ferești, știi cum îți legile și cu tare. Adică e vorba de... Am spus că nu mai ceva, am spus că nu mai ceva, am văzut de text în literatură, nu citim în acolo. Ați ascultat sau nu? Domnul președinte, vă ascultăm. Ați ascultat, are legătură cu... Are legătură, da. Cine legătură? Și pe mine, ce nu m-a lăsat să citesc? Domnul președinte, puteți să încheiați acest contract fără votul nostru? Fără discuții. Dar se poate, domnule, conform... Ce fiață, domnule? Ce fiață? În afară, aș vrea să conținiți inversiunea. Dar de ce să ne-a... Și mă cheamă domnul Drăgăstan, vine lângă, domnule, uite care-i treaba. E unul cu cauciuc pe aici. Băi, așa, uite ochii mei. E unul cu cauciuc. Băi, tu te chipați că ne-am ținut. Băi, dar uite, ascultă-mă să mai zic. Domnule, dar ce l-a schemat aici? Uitați aici toate casele care dau și toate ilegalitățile care se fac. Acel domn primar și Victor Dobiesc și cu intervent. Vă rog frumos, noi avem foarte multe. Hai spune-i, că nu suntem în colț la taxi, să vorbim frumos, da? Trebuie să zici, oamenii trebuie să știe. Dar nu vreți să vă pronunțați. Oamenii? Că? O să dați. În primul rând, înainte să vă citesc trei rânduri, că nu fac analize de text, vreau să vă spun că conform contractului încheiat în 2003, domnul Bufeu, care ești din față, poate să rezilieze contractul fără acordul nostru. Nu că vrea dumnealui sau nu. Asta una. Eu nu am nicio problemă cu domnul Bufeu personal, dar domnul Cheța spune tuturor că Curtea de Conturi... Nu, domnule, fii atent, Oleacă! Mie nu merg banii mei care îi muncesc dimineață până seara și mă faci cu oțe în continuu. Și haideți să spun așa. Oamenii ăștia n-au văzut recepțiile de anul trecut. Asta e o altă discuție. Hai să fii chemat, hai să te plictisești. Ascultă-te, Ionuț. Acum. Doamne, lăsați-mă să vă spun. În 2014 a venit Curtea de Conturi și spune așa. Doamne, stai, Oleacă, a venit Curtea de Conturi și spune așa, domnilor. La nivelul... Trec peste toate, sunt o grămadă de chestii și spune așa, s-au încasat o sumă de bani, nici jumătate, cât s-au încasat în 2002. Domnul Bufeu, scrie Curtea de Conturi. Nu-i de la mine. Da? Vă dă dumneavoastră o grămadă de măsuri care să le luați și drept urmare, în următorii ani, din 2017 până în 2019, se încasează 350 de milioane în 4 ani. Iar noi, în 2003, încasam 650.
50. Conform ce spune curtea de conturi, eu nu mint. Ce nu-i de la mine. Și dumneata îmi spui mie. O constatat o fraudă? Doamne, acum din ea am constat, că avem numai de neregistrat la DNA. Eu n-am nicio problemă. Dacă ești cinstit, mergi mai departe. Dar să nu-i de la față și știi. Dar să nu-i de la față și știi. Dar să nu-i de la față și știi. Noi nu înțelegem menirea noastră aici, asta e. Care e menirea noastră? Noastră aici? Care e menirea noastră? Suntem, domnul Bădău, nu suntem, suntem organ de cercetare penală. Dar noi, eu nu judec pe nimeni, eu vă spun doar ce spune. Păi numai acuzii, numai înjuri, numai calumnii, că de asta asist în consiliu. Păi asta sunt. Doamne, dar ți se pare normal să ne comportăm așa? Nu mi se pare normal să acuz când este o hotărâre judecătorească definitivă, domnul Bădău. Ascultați, am înțeles. Deci, propunere. Să încercăm să nu mai aducem argumente de problemele de cât s-a încasat, cât s-a... În primul rând și în primul rând, nu s-a respectat legea. Și dumneavoastră v-am crezut pe cuvânt că v-ați bătut cu bunul în piept că respect legea. Dar dumneavoastră nu ați respectat legea. Nu ați respectat legea. Nu ați respectat acest contract pe care l-ați argumentează cu articolul. Și l-ați lăsat pe domnul Busuioc să facă pe terenul lui ce vrea și fericitări că a făcut bine. Pe terenul lui și a făcut foarte bine. Dar din cauza că primăria nu s-a implicat în această asociație. Nu sunteți dumneavoastră în măsură să faceți asta. Nu ați respectat legea. Nu ați respectat legea și... Ați constatat în ce bază? Uitați-vă că scrie aici, trebuia să vă implicați în activitățile pe care se desfășoară la Târg. Erați responsabili. Și v-ați dat deoparte, n-ați avut oameni reprezentanți. Sunt specialiști în cadrul primăriei care au analizat și care au dispus. Aveți un act de interes dispus. Nu s-a resumat aici. Și responsabilitatea vă spune. Ai avut dreptul și ai făcut reclamații peste tot. O să facă cercetarea exact cât e. Dacă sunt mișcat ceva la Răcăciuni, acum eram cei mai buni. Nu, de asta m-a făcut atoare că nu s-a mișcat. Ia uitați aici. 22 de contracte cu treabă. Unde-s banii ăia? Cine este Petru? Pune la vot cine este Petru, cine dați așa. Nu ce bunile de zi. Care-i vorba? Aici. Deci vreau să... Nu m-au pic, nu m-au pic. Nu m-au pic, nu m-au pic. Nu m-au pic, domnul. Haideți să luăm pas cu pas. Haideți că... Agonie, așa după... după deci, domnul Drăgătan, după dumneavoastră, vreau să reglementez o situație juridică. Da, vă rog, domnul Drăgătan, și îmi permite și mie după aceea 5 minute să vă explic situația juridică ca să fie clar. Da? Vă rog, domnul Drăgătan. Bun. Ce măsuri s-au luat din octombrie de când am... Domnul Drăgăstan, ai spus din când pe domnul. Dar fați dumneavoastră, pentru că nu știți despre ce vorba și vă văd. Noi avem proiectul de hotărâri cu privire la... Da, la ce? Încetarea contractului de... Cine vrea o viață, cine nu? Nu, 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 ai putea luat o mașină de datele probleme? Haideți, haideți, am înțeles, deja ce se face trebuie să se face. Nu, lasă te doamna secretar. Lasă organele de anchetă, mă, să-și facă. Să zic ce trebuie să ne certăm. Știți de ce? Știți de ce? Dacă vă lăsați să vorbesc, vă răspund și întrebării dumneavoastră ce ați făcut din octombrie. Vă întreb eu și vă răspund. Fiți atent. Ați citit vă odată. Știți ce s-au ajuns aici și consilierii nu sunt proceți în cauză? Trebuia dumneavoastră. După raportul curții de cont. Și după procesul verbal făcut, trebuia să veniți în fața Consiliului Local. Băi, omule, nu mă citiți implicații acum, mă, cum trebuia să procedeze și nu trebuia. Ba da, că de aici s-au ajuns aici, nu știu. Ai mai citit un marli... Nu mai fi fit? Domnule, știi ce? Haideți să vedem un pic care sunt efecte. Haideți să vedem care sunt efecte, da? Asta da? Hai să nu ne legăm așa. Hai să nu ne legăm așa. Vă rog să vă rog. Vorțați cu dumneavoastră ce vreți de voastră. Nu mai de la atât de negare. Înțelegem menirea noastră aici. Hai să vă rog. Vorțați ce vreți. Nu putem ce vreți. Votăm ce este legal. Și lăsați anchetele de cercetare și curte de conturi să se facă treaba. Nu suntem nici curte de conturi. Nu sunt nici organe de cercetare. Nu sunt nici cu... Deci haideți să vedem exact, exact, juridic, cum stă exact, și doamna. Deci, în primul și în primul rând, la articolul 1 din proiectul de hotărâre, uitați-vă, vă rog, a fost discuții împreună în aceste ședințe de Consiliu Local că nu se știu care sunt reprezentanții. Pentru a putea discuta mai departe,
parte despre această asociațiune, am reglementat prin acest proiect de hotărâre la articolul 1 reprezentanții celor doi asociați, reprezentantul UAT Răcăciun și reprezentanții Intervet. SECE Intervet, din momentul în care domnul Drăgăstan în octombrie a solicitat reglementarea situației, oamenii de bună credință s-au dus la Registrul Comerțului, a durat până când și-au făcut modificarea. Ceea ce prin domnul Drăgăstan vorbesc eu. Nu vă mai explic, înseamnă că nu sunteți interesați de partea legală, care este cea mai importantă. S-au dus și s-au reglementat situația juridică. Mai devreme, mai târziu, au reglementat-o. La momentul de față, prin articolul 1, respectiv actul adițional la hotărâre, se reglementează partea juridică a celor două părți. Sunteți de acord? Da. Da. Pentru că altfel nu putem trece mai departe ca să hotărâți dumneavoastră ce se va întâmpla până când nu știți care dintre cele două părți vor hotărâ. Nu contează ce dumneavoastră hotărâți. Deci, articolul 1 din proiectul de hotărâre este, sunteți de acord cu el ca să iei da. Articolul 1 să puneți la vot reglementarea situației juridice a celor două părți. Supune la vot. Cine este pentru? Dar n-ai cum să nu fii domn. Deci, articolul 1, proiectul de hotărâre. Articole, doamna secretară, scuzați-mă din nou. Vă țin un pic de legalitate și vă rog să mă contraziceți. Noi votăm proiectul, nu votăm pe articole. Deci proiectul, vin și spun din nou. Da, sunt de acord. Dacă adică vreți să le votăm de fapt. Acest proiect de hotărâre poate suferi modificări până la 100% în ședința de Consiliu Local. Dacă nu am avea un proiect de hotărâre, dumneavoastră n-ați avea o bază pe care să discutați. Asta este și legiuitorul. Dacă dumneavoastră, eu prevăd ce se întâmplă. Eu nu vreau ca proiectul de hotărâre să aibă finalitate totală, împotrivă sau să se înțeleagă. De asta pe articole care prevăd fiecare câte un lucru, vreau să le explic juridic ca să înțelegeți. Eu atât fac. Dacă considerați că vă pot ajuta. Se poate face ce vreți dumneavoastră. Sunteți de acord cu articolul 1? Lăsați-mă să vin cu o propunere. Eu nu pot să vă... Deci, eu vreau să... Nu suntem, dar unde suntem în curte la primă? Considerați că nu aveți nevoie de informațiile mele? Da, suntem informații. Nu faci legal, nu gândești legal. Deci, încă o dată, sunteți de acord să reglementăm situația juridică a celor două părți? Da, suntem. Situația asta, da. Așa. Deci, ce înseamnă? Se propune modificarea contractului din 2003 în sensul înlocuirii membrilor din Consiliul de Administrație, astfel. Din partea SECE Intervet, în calitate de asociat al societății, domnul Busioc Vaserica Alexandru, alături de doamna Busioc Anca, care a rămas în continuare, iar din partea primăriei Comunei Răcăciun, primarul Comunei Răcăciun, domnul Cheța Lucian. Dar de ce așa târziu, doamnă? După 14... Iar începe de dacă nu făceam astăzi, deci, sunteți de acord cu articolul 1 proiectului de hotărâre? Unanimitate. Eu mă abțin, doamnă secretară. Și la Eu nu-ți vorbeam. Eu am crezut că ați înțeles, dar eu am înțeles, doamna secretară, dar vă rog să mă explicați, dar nu mă lăsați să vorbesc. Ce să votez acum? Spuneți, domnule, am o nelămurire, că sunt nelămurit. Ce vreți să fac? Dar dacă nu pot să vorbesc, nu votez, că doar nu... Spuneți, am întrebat, am întrebat. Nu te-a pus nimeni să votez. Vrei? Nu sunt împotriva dezbaterii pe articole.
Vreau doar să... Domnul și noi suntem la amendiță și nu se plânge nimeni. Hai de mine, spuneți că eu am. Eu mă abțin, știți, e simplu să mă abțin și trecem mai departe. Hai, eu am zis așa, sunt de acord cu dezbaterea pe puncte, să înțelegem articolele, cele patru articole din hotărâre, dar consider că dacă le votăm separat, eu nu pot să fiu de acord cu articolul 1, să nu fiu de acord cu articolul 2, pentru că atunci trebuie să votez împotrivă sau să mă abțin. Da. Dacă îmi dați, vreți să-mi dați șansa să votez la articolul 1, ceea ce sunt de acord să actualizăm cu act adițional Consiliul de Administrație la Asociațiunii, trebuie să facem ori un amendament, scoatem articolul 2, care se referă la reziliere. Dar nu de ce? Păi ăla urmează să discutăm și poate să votează. De ce veniți dumneavoastră și am discutat? Eu cum votez? Așteptăm. Eu votez pentru și spun că nu sunt de acord cu articolul 4. În funcție de fiecare. Eu v-am întrebat ca să știu toate opțiile. Deci noi avem nevoie de majoritatea absolută. Și o putem obține pe fiecare articol în parte, da? Total de acord. Bun. Ținând cont de toate informațiile și de tot haosul care se întâmplă pe subiectul ăsta aici, eu nu vreau să, până nu mă lămuresc și nu avem respectul colegial aici în cadrul Consiliului Local, în cadrul plenului, să discutăm, să ne ascultăm, să ne răspundem la lămuriri, eu nu pot să mă implic în proiectul ăsta, să votez, să-mi dau un vot pozitiv, negativ, afirmativ pentru împotrivă cum o fi. De asta consider că nu mă deranjează și este un lucru ok articolul. Doamna secretară, nu știu, dar acum cred că este prea târziu. Să aduceți legea 24, tehnica legislativă, ca să o înțeleagă toți cum se va proceda. Se aprobă sau nu se aprobă pe articole și în final tot proiectul. Sunteți de acord sau nu sunteți de acord? Asta este tehnică legislativă. Da, domnul. Că ori dumneavoastră puteți să modificați aceste două articole, să mai introduceți un articol. Asta am menționat mai devreme. Păi și atunci poți să scoți un articol. Să scot, exact. Da, dar vină cu propunere, vine cu amendament. Nu așa cum facem gargare de... Eu am întrebat, doamna secretară, domnul Gelu, dacă a fost atent. Cum procedezi? Veniți cu amendamente, domnule. Domnule Ștov, veniți cu amendamente. Și spuneți, articolul este modificat sau se schimbă. Vreau să vă spun ceva în momentul în care v-a trezat în ședință. Stați să ne explice, doamna secretar, dacă v-ați trezat în ședința Consiliului Local, se consideră că cei rămași pot vota și pot trece proiectul de hotărâre. Haideți să vă spunem ceva. Atâta timp cât nu ne ascultă punctul nostru de vedere și noi nu putem, dumneavoastră ați vorbit că toți consilierii la un loc, noi nu putem să spunem nimic. Explic legalitatea. Eu sunt de acord, dar nu mă explicați de astea ori. Eu nu înțeles. Eu consider că... Eu consider că legalitatea este primordială. Ați rămâris sau vreți? Dacă vreți să vă mai spun. Haideți să supunem la vot repede. Supunem la vot? Ce se supune? Păi asta e problema, nu înțelegeți că nu... Nu înțeleg eu ce zic. După ce terminăm ședința, dacă aveți ceva probleme, vă rog după ședință să ne referim la articolul 1. Sunteți de acord? Pentru că trebuie să finalizăm. Dumneavoastră spuneți că nu facem nimic, dar tot dumneavoastră nu vreți să stați să reglementăm situația. Deci reglementăm partea juridică. Fiecare om are o limită, vă rog frumos. Domnul Bădărău, vă rog frumos. Reglementăm situația juridică sau nu? Terminăm o dată cu această situație. Sunteți de acord, domnilor? Da. Deci ce am citit eu la articol 1, se reglementează situația. Că ne place sau nu ne place, trebuie să rezolvăm această situație. Bun, până acum avem un proiect de hotărâre cu un articol care va trece mai departe în forma asta. Articolul 2. Propunerea de încetare cu acordul de voință al părților al contractului încheiat între cele două părți. Aici s-a pus o întrebare de domnul consilier Ștoc Felix. Dacă domnul Busion poate încheia singur contractul, acordul de voință al părților. Articolul 3, procedura, nu este așa simplă. Se numesc lichidări.
lichidatori care nu sunt din partea noastră, sunt specialiști. Deci nu se poate așa ușor. Deci, lăsați-mă puțin legislația, dacă citeați proiectul de hotărâre, găseați în preambulul proiectul de hotărâre toată legislația invocată. Deci primul articol aprobat, al doilea articol. Acordul de voință. Cine sunt cele două părți? Mă scuzați, vă rog. Cele două părți. Știm care sunt? Da. Supunem la vot. Articolul 2. Acum, dacă sunteți de acord sau nu sunteți de acord, ca să fie prins în hotărâre și articolul 2. Propunerea de încetare cu acordul de voință. Dacă în momentul în care nu veți fi de acord, domnul Busuioc, prin instanță, va solicita încheierea contractului de asociație. Atenție! Dumnealui are dreptul de a solicita despăgubiri și taxe de judecată, care vor fi asumate de cei care nu sunt de acord cu încetarea contractului. Atât am avut de spus. Să punem domnul președinte la punctul 2, alineatul 2 de la proiectul de hotărâre numărul 7. Articolul 2. Vă rog frumos, scriu nominal acolo pe soamnă, ca ne ridic. Dar nu sunt. Deci vă rog frumos, cine este pentru, scriu numărul de voturi, pentru cine este împotrivă, o să scriu exact. Deci se supune la vot. Pentru, câte voturi, notați, numărați, vă rog. Inclusiv domnul Danu, că aici poate să... Era de acord. Inclusiv domnul profesor Danu. Pentru că el este de acord și a pus de acord proiectul de hotărâre în totalitate. Încă o dată supuneți la vot pentru domnul profesor Danu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Abțineri, vă rog. Abțineri. Domnul Tiștoc, am votat cu mine, abțineri. Felix, Doamna secretar, și la articolul precedent ați procedat la fel? Pentru că eu la articolul 1 sunt pentru, la articolul 2 mă abțin. Da. Și cum iese hotărârea la final? Păi hotărârea la final este foarte simplă. În funcție de cvorumul obținut pentru fiecare articol, articolul 1 are totalitate, articolul 2, acum vedem dacă trece articolul 2, va fi prins în hotărâre. Dacă nu trece, va rămâne articolul 1, pentru că trebuie reglementată situația juridică. Deci articolul 1 rămâne în hotărârea de Consiliu Local. Articolul 2... Da? Și este ok? Perfect. Articolul 2, avem 8 voturi pentru. Abține 1, 2, 3, 4, 5 și cu domnul Drăgăstan 6. 8 și cu 6 cât fac? Ce-am notat eu? Ce nu am eu? Domnul Danu e pentru. Deci încă o dată abținere. Iștoc Valentin, Iștoc Felix, Bădărău Ionuț, Iacobuș Laurențiu, Bucur, Ciprian. Și Bulai. Ah, deci 8 aici. Și Bulai. Bulai. Acest proiect de hotărâre are nevoie de majoritate absolută, înseamnă primul număr întreg de după jumătate, 7,5, înseamnă 8 voturi pentru a trece. Avem 8. Nu, era domnul Bulai la abțineri și s-a dus dincolo și a 7 voturi. Dacă îmi permite să motivez votul. Eu data trecută... Domnul Giru, dumneavoastră când vorbiți, vă ați vorbit. Eu când vorbesc, e dreptul meu în plen să-mi exprim punctul de vedere. Îmi luați dumneavoastră acest drept? Dar s-a votat deja, trebuia înainte de vot să îmi motivez abținerea. Dar aveți voie, am voie, doamna secretară, sau n-am? Domnul...
Scrie. Păi, opriți, hai ca să nu mai ești exprimit. Deci dacă nu-i dreptul lor de cineva la televizor, nu mai spun nimic. Da. Pune ca să îți place să vorbească de... Mulțumesc frumos, cred că ați înțeles de ce m-am abținut. Așa a zis domnul Gelu Munteanu. Da, așa, bravo. Și suntem un plen extraordinar. Urmează în continuare procedura, cum spune legislația, de numire din partea celor două. Stați să vorbească, doamna. Deci, o să întrebați ce se întâmplă. Trebuie să știți, pentru că de atâtea luni discutăm, ascultați-mă 5 minute să fiți informat corect. Eu cred că și ce vă spun eu e mai simplu de perceput decât dacă citiți baza legală, da? Deci după ce s-a hotărât acest lucru, prima dată se va semna actul adițional de reglementare a situației, după ce avem clar stabilit cele două părți, se va proceda, cum spune articolul 2 și 3, prin nominalizarea unor lichidatori judiciari, lichidatori, da, conform legii, fiecare separat de la fiecare parte, care vor întocmi un bilanț al activității, al societății și așa, și pe care îl vom aduce la cunoștința dumneavoastră. După ce se întocmește acest bilanț și se va aduce la cunoștința dumneavoastră, se va încheia actul acesta prin acordul de voință. Vă rog să mă întrebați dacă ceva este neclar în această situație, că... Referitor aici, vă rog frumos, da? Aici vă rog să-mi spuneți dacă aveți ceva. Pentru că nu, stați puțin, domnul Bătărău, au fost situații, și aici vreau să intervin eu personal, au fost situații când am discutat proiecte de hotărâri. Am aprobat, adoptat hotărâri, care ulterior, la 2-3 luni, au fost de unii dintre dumneavoastră, am fost întrebată de ce este neilegală, de ce se întâmplă lucrul ăsta, că se va anunța corpul de control al prefectului pentru hotărâri adoptate în plenurile ședințelor. Deci eu nu vreau să se mai întâmple acest lucru, dar vă rog frumos, dacă aveți ceva de clarități, de asta se trimit documentele. Mă întrebați în plenul ședinței, pentru ca ulterior să nu fie discuții că n-au fost hotărârile, pentru că dumneavoastră dacă le-ați votat și dumneavoastră veți fi supuși răspundere. Deci nu puteți vota ceva astăzi și peste 3 luni să spuneți nu sunt legale, nu este corect, sunt alte probleme. Nu! Ce am discutat și am hotărât astăzi la acest proiect de hotărâre, asta se va întâmpla. Și vă rog să urmăriți, dacă doriți, oricând la mine, derularea procedurii. Acum pot să spun și eu? Vă rog, gata, mulțumesc frumos. Ce se întâmplă duminică? Sau după ce lichidatorul face actul? După ce lichidatorul face și se încheie contractul, fiecare parte merge pe drumul ei. Ok. Și întrebarea următoare, că asta era problema, da, că dacă m-ați fi lăsat să vorbesc, dacă asta merge bine totul repede înainte, eu aș fi propus să mai prelungim perioada asta, o perioadă, până identificăm un... Credeți că se poate, fiind atât focul acesta, credeți că se poate? Domnul primarul și-a aduce aminte că e responsabil la... Stați să vă spun ceva, domnul Bădărău, este un act